Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media, așa cum cunoașteți, Curtea Constituțională are obligația legală de a le prezenta anual autorităților competente un raport de exercitare a jurisdicției sale. De o manieră inedită, în acest an le vom prezenta și cetățenilor țării ideile principale ale raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2021. Această practică se înscrie în sarcina Curții de a asigura o transparență maximă a activității sale. Pe parcursul anului 2021, Curtea și-a desfășurat activitatea în conformitate cu statutul său de unică autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova. Prin activitatea desfășurată în vederea asigurării respectării valorilor statului de drept și garantării supremației Constituției, Curtea a depus mai ales eforturi pentru a-și asigura independența, dar și transparența în luarea deciziilor și deschiderea către societate. Acest an a fost un an dificil pentru Curte, inclusiv din cauza intervenirii vacanței unui mandat de judecător. Pe parcursul anului, plenul Curții a funcționat într-o formație de 5 judecători. Deși situația a generat creșterea volumului de muncă al fiecărui judecător constituțional, s-au depus eforturi semnificative pentru îndeplinirea tuturor responsabilităților. Misiunea principală a Curții Constituționale o reprezintă exercitarea activității jurisdicționale prin adoptarea hotărârilor, a deciziilor și a avizelor. În 2021, Curtea a pronunțat 39 de hotărâri, contribuind considerabil la îmbogățirea jurisprudenței constituționale. Domeniile în care Curtea a fost chemată să se pronunțe au fost diferite, unele de importanță socială, altele cu impact politic. Din ultima categorie fac parte confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși. Așadar, referitor la accesul la informațiile cu caracter personal, în hotărârea numărul 3 din 14 ianuarie 2021, Curtea a menționat că autoritățile și instituțiile publice care furnizează informațiile atribuite datelor cu caracter personal sunt obligate să creeze condiții care ar asigura protecția acestor date, cu respectarea principiilor și a criteriilor de punere în balanță. Respingerea solicitării de a furniza datele cu caracter personal trebuie să fie proporțională și justificată prin scopurile legitime prevăzute de articolul 54, aliniat 4 din Constituție. De asemenea, în hotărârea numărul 12 din 6 aprilie 2021, Curtea a examinat omisiunea includerii soțului în calitate de succesor al părții bătămate sau al părții civile în procesul penal. În această cauză, Curtea a conchis că prevederile din Codul de Procedură Penală contraveneau Constituției în partea referitoare la această omisiune. Totodată, până la modificarea Codului de Procedură Penală de către Parlament, Curtea a instituit o soluție provizorie, potrivit căreia soțul va putea fi recunoscut în calitate de succesor în procesul penal al părții bătămate sau al părții civile. Referitor la prerogativa stabilirii cuantumului taxelor locale, în hotărârea numărul 27 din 14 septembrie 2021, Curtea a reținut că autoritățile publice locale trebuie să-și poată stabili taxele locale
și cuantumul lor fără limite și plafonări în această privință din partea legislativului. Curtea a declarat neconstituționale prevederi legale care instituiau cote maxime pentru autoritățile locale la taxele pe care le percepeau. În hotărârea numărul 30 din 23 septembrie 2021, Curtea a examinat excepție de neconstituționalitate referitoare la prevederi din legea privind sistemul public de pensii care vizau reexaminarea pensiei de dizabilitate. Articolul 33, aliniat 1, litera C, din legea privind sistemul public de pensii recunoaște dreptul la reexaminarea pensiei în sensul majorării ei. 1. În cazul titularilor pensiei pentru limită de vârstă, care 2. Au activat sau care continuă să activeze în câmpul muncii cel puțin 2 ani după realizarea dreptului la pensie. Examinând caracterul justificat al tratamentului, Curtea a constatat că este un fapt dovedit științific că, din punct de vedere fiziologic, dizabilitatea prezintă mai multe riscuri pentru sănătate, între care moartea prematură sau dezvoltarea unor boli asociate dizabilității. Curtea a reținut că există o probabilitate foarte mare ca o persoană cu dizabilități să nu supraviețuiască până la atingerea vârstei generale de pensionare, astfel încât să-și exercite pe deplin dreptul la pensie. Astfel, Curtea a observat că legea privind sistemul public de pensii fixa condiții de ieșire la pensie sub pragul celor stabilite pentru limita de vârstă. Deosebire importantă constituia un argument în favoarea instituirii unei distincții și în privința condițiilor de exercițiu al dreptului la reexaminarea pensiei de dizabilitate. Pentru a remedia deficiența existentă, Curtea și-a rezervat prerogativa de a stabili o soluție provizorie care să reglementeze problema reexaminării pensiei de dizabilitate până va interveni Parlamentul. Un alt subiect de interes public l-a constituit aprecierea rezultatului testării integrității profesionale de instanța de judecată fără participarea persoanei testate și imposibilitatea contestării încheierii judecătorești privind aprecierea rezultatului testării. În hotărârea numărul 37 din 7 decembrie 2021, Curtea a stabilit că până la modificarea legislației în domeniul evaluării integrității instituționale, instituția care evaluează integritatea instituțională va aprecia după efectuarea testului de integritate profesională rezultatul acestuia. După comunicarea rezultatului testării, agentul public testat va avea posibilitatea 1. Să conteste rezultatul testării integrității profesionale în instanța de judecată în ordinea contenciosului administrativ, 2. Să participe în instanța de judecată la examinarea rezultatului testării integrității profesionale cu asigurarea confidențialității testorilor, a mijloacelor și metodelor de testare. 3. Să aibă acces la materialele testării cu asigurarea confidențialității testorilor, a mijloacelor și metodelor de testare și 4. Să utilizeze căile de atac reglementate de codul administrativ. Anul 2021 a fost un an marcat de provocările generale de pandemie. Curtea s-a pronunțat și în această materie. Fiind sesizată la neconstituționalitatea unei hotărâri de guvern și a unei hotărâri a Parlamentului privind declararea stării de urgență, Curtea s-a pronunțat în privința procedurii declarării stării de urgență. În hotărârea numărul 15 din 28 aprilie 2021, Curtea a subliniat
că dacă sunt suficiente măsurile legale obișnuite, nu este necesară instituirea stării de urgență și obstrucționarea unor proceduri constituționale. Din punct de vedere constituțional, starea de urgență reprezintă o situație excepțională. Caracterul excepțional reclamă motive pe măsură, iar instituirea stării de urgență își derivă legitimitatea din motivele care stau la baza ei. Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2021, Curtea s-a pronunțat cu privire la mecanismul de adoptare a legilor cu încălcarea procedurii parlamentare. Astfel, în hotărârea numărul 22 din 29 iulie 2021, Curtea a stabilit că la adoptarea unei legi, Parlamentul trebuie să asigure echilibrul corect între, pe de o parte, principiul dezbaterii parlamentare a proiectelor de lege, dreptul deputaților de a formula propuneri și amendamente la proiectele de legi și, pe de altă parte, principiul autonomiei parlamentare. Pe lângă hotărârile enunțate, Curtea a pronunțat și alte hotărâri, dar voi reitera unele dintre acestea. Hotărârea numărul 2 din 12 ianuarie 2021, referitoare la drepturile persoanelor născute în locurile de represiune sau în drum spre ele. Hotărârea numărul 4 din 21 ianuarie 2021, privind controlul constituționalității legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Hotărârea numărul 6 din 23 februarie 2021, privind desemnarea candidatului pentru funcție de prim-ministru. Hotărârea numărul 7 din 4 martie 2021, referitoare la competențele unui guvern al cărui mandat a încetat. Hotărârea numărul 8 din 11 martie 2021, privind controlul constituționalității legii, privind modificarea unor acte normative referitoare la activitatea farmaceutică. Hotărârea numărul 9 din 18 martie 2021, privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea asigurării stabilității sistemului financiar. Hotărârea numărul 10 din 22 martie 2021, referitor la marja discreționară a președintelui Republicii la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Hotărârea numărul 14 din 27 aprilie 2021, referitoare la procedura adoptării unei legi care ar exclude unele atribuții ale președintelui Republicii referitoare la Serviciul de Informații și Securitate. Hotărârea numărul 17 din 10 iunie 2021, referitoare la modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârea numărul 21 din 27 iulie 2021, privind procedura modificării componenței nominale a Biroului Permanent al Parlamentului. Hotărârea numărul 29 din 21 septembrie 2021, privind competențele Autorității Naționale de Integritate. Hotărârea numărul 36 din 23 noiembrie 2021, privind excluderea publicității și a teleshoppingului din programele retransmise. Hotărârea numărul 38 din 7 decembrie 2021, referitoare la numirea în funcție a judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă. De asemenea, Curtea a pronunțat avizul numărul 1 din 15 aprilie 2021 privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului. Avizul numărul 2 din 26 octombrie 2021 privind proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție privind imunitatea deputatului. Un alt aspect important care a fost elucidat în raportul anual al Curții vizează nivelul executării hotărârilor și adreselor Curții.
Este de notorietate că hotărârea Curții Constituționale presupune obligația legislatorului de a legifera în mod corespunzător și de a modifica prevederile legale defectuoase. Curtea a constatat existența mai multor acte jurisdicționale adoptate pe parcursul ultimelor ani, care au rămas neexecutate de legislator. Prin urmare, Curtea a atenționat în mod repetat legislativul și executivul despre necesitatea executării actelor jurisdicționale ale Curții. În consecință, Parlamentul a comunicat Curții despre constituirea unui grup de lucru în scopul urgentării procesului de executare a actelor neexecutate și înregistrarea unei inițiative legislative privind modificarea unor acte normative pentru executarea hotărârilor și adreselor adoptate de Curtea Constituțională în perioada 2011-2021. La adoptarea raportului anual, Curtea a trebuit să constate și problemele majore cu care se confruntă în această perioadă. Astfel, volumul de activitate al Curții este în creștere. Este în creștere numărul deciziilor de inadmisibilitate. Dacă în anul 2015 au fost pronunțate 12 decizii de inadmisibilitate, atunci în anul 2021 au fost pronunțate 175. Cu referire la numărul sesizărilor, dacă în anul 2020 au fost înregistrate 227 de sesizări, atunci în anul 2021 au fost înregistrate tocmai 293 de sesizări. Totodată, este în creștere și numărul sesizărilor transferate pentru anul următor. Astfel, pentru anul 2021 au fost transferate 71 de sesizări, iar pentru anul 2022, 86 de sesizări. Cel mai important este că, potrivit statisticii, dacă în anul 1995 au fost înregistrate 36 de sesizări, atunci, în anul 2021, numărul acestora a crescut până la 293, fapt care constituie o majorare de 8 ori a volumului de activitate al Curții Constituționale. Cu toate acestea, Curtea trebuie să facă față sarcinii de muncă crescute, având același număr de unități de personal aprobat cu mai mulți ani în urmă. Raportat la numărul de dosare aflate în gestiunea Curții și sarcina de activitate a Curții, numărul unităților de personal este insuficient și disproporționat. Tocmai din aceste considerente, Curtea a reiterat concluzia formulată în hotărârea numărul 1 din 2021, potrivit căreia, având în vedere caracterul complex al sesizărilor, precum și volumul activității Curții, care crește în mod constant, pentru creșterea calității procesului de control al constituționalității, este necesară majorarea personalului de specialitate din cadrul Secretariatului Curții Constituționale, majorarea numărului asistenților judiciari. Acestui obiectiv îi se poate da efectivitate prin consolidarea statutului legal al asistentului judiciar în cadrul Curții Constituționale, în vederea modificării clasei de salarizare și a coeficientului de salarizare a acestuia. Făcând abstracție de problemele administrative existente, Curtea a avut o activitate bogată nu doar pe plan intern, ci și pe plan internațional. Cooperarea exterioară sau cooperarea externă s-a desfășurat prin participarea la conferințe internaționale, întrevederi bilaterale, colaborări, stagii sau web seminare de pregătire profesională. Anul 2021
a debutat cu evenimentul de preluare a președinției Conferinței Curților Constituționale Europene pentru un mandat de 3 ani. Conferința Curților Constituționale Europene este o organizație înființată în 1972 și reunește 41 de curți constituționale sau tribunale echivalente din Europa. Conferința le asigură participanților săi un for pentru a pune în discuție problemele de ordin instituțional, structural și practic din domeniul dreptului public și al jurisdicției constituționale. Preluarea președinției de către președinției conferinței Curților Constituționale Europene de către Curtea Constituțională reprezintă un act de mare responsabilitate. Timp de 3 ani, instituția se va afla în vizorul instituțiilor care protejează democrația, statul de drept și drepturile omului în Europa și care stabilesc tendințele în materie de drept constituțional european. Preluarea președinției conferinței este o mare onoare atât pentru Curtea Constituțională cât și pentru întregul stat. Este o bună ocazie pentru Republica Moldova de a se face vizibilă și auzită pe planul constituționalismului european, mai ales pentru că în perioada exercitării președinției, Curtea va găzdui cel de-al 19-lea congres la care vor participa toți președinții celor 41 de curți membre ale conferinței și alți reprezentanți ai acestora. Tot în anul 2021 s-au pus bazele semnării unui memorandum de colaborare între Curtea Constituțională a Republicii Moldova și Curtea Constituțională a Spaniei. Memorandumul prevede asigurarea unui cadru de cooperare în domeniul dreptului constituțional. El permite, între altele, schimbul reciproc de informații și de experiență în domeniul justiției constituționale. În acest context, în decembrie 2021, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Moldova, compusă din judecători și angajați ai secretariatului Curții, au desfășurat o vizită de lucru la Tribunalul Constituțional al Regatului Spaniei, în cadrul căreia au participat la o serie de seminare cu juriștii Tribunalului Constituțional al Regatului Spaniei. Aceste seminare au reprezentat prima activitate desfășurată de la semnarea memorandumului, urmând și alte activități în viitor. De asemenea, un alt proiect important a fost realizat de curte în colaborare cu Curtea Constituțională a Letoniei. În cadrul acestuia, judecătorii și personalul de specialitate al curții au participat la seminare online, organizate de omologii curții letone și de alți experți letoni în vederea consolidării capacității profesionale a personalului curții constituționale. Cea mai importantă colaborare externă a curții o reprezintă colaborarea cu Curtea Constituțională a României, manifestată prin organizarea de seminare online cu juriștii celor două curți. Mai mult, pentru a celebra împreună împlinirea 30 de ani de la adoptarea Constituției României și de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova, cele două curți constituționale au lansat volumul omagial intitulat Patrimoniul Constituțional și valorile democratice, 30 de ani de la adoptarea Constituției României și 30 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. Acest volum omagial poate fi găsit la secțiunea publicației de pe adresa web a Curții. Cu prilejul celebrării celor 30 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a primit mai multe mesaje de felicitare de la personalități
din domeniul dreptului constituțional, prin care au ținut să comunice nu doar urările lor, ci și idei despre semnificația constituțională a declarației de independență. Între personalitățile menționate se numără ex-președintele Comisiei de la Veneția, domnul Gianni Buchicchio, președintele Curții Constituționale a României, domnul Valer Dorneanu, președinta Curții Constituționale a Letoniei, doamna Sanita Osipova, ex-președintele Curții Constituționale a Lituaniei, domnul Dainius Žalimas, domnul Tudor Panțiru, ex-semnatarul Declarației de Independență, ex-președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova și ex-vicepreședintele al Curții Constituționale din Bosnia și Herțegovina. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media, indiferent de criticile venite dintr-o anumită parte a eșchierului politic și în ciuda puținelor resurse umane și a resurselor financiare reduse, Curtea își reiterează angajamentul ferm de a proteja Constituția și de a consolida valorile care trebuie să ne definească societatea, preeminența dreptului, democrația și protecția drepturilor omului. Vă mulțumim!